Din duh țâșnește forma ca aleul în pădure. Cum gândul iscă vorba ce începe să murmure? Cuvântul ca și glasul le naște cugetarea. Dar cine știe unde îi se întinde marea? Când valurile vorbei simțit ai că te încântă, ai înțeles că marea e și ea la fel de sfântă. Din marea înțelepciunii vin apele gândirii, primind într-una forma sonoră a vorbirii. Porunca-i naște forma menită a dispare, așa precum talazul recade apoi în mare. Din fără formă, forma apare și revine, ai tăi suntem, o Doamne, ne-ntoarcem toți la tine. Reîntoarcerea, un poem din Rumi, pentru că astăzi, dragi prieteni, vorbim despre Jalaluddin Rumi, despre cartea Oceanul Sufletului, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. Și iată, vorbim despre această frumoasă campanie, luna februarie, luna iubirii, vorbim despre iubirea în poezia persană, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. De asemenea, și cartea Oceanul Sufletului de Rumi o puteți găsi pe site-ul editurii. Nu uitați de toate materialele, toate intervențiile pe care le avem cu invitații noștri, le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și de asemenea pe canalul de YouTube. Astăzi alături de noi și mulțumim foarte mult este domnul profesor Teodoru Ghiondea și aș vrea să discutăm de tot ceea ce înseamnă Jalaluddin Rumi, în măsura în care, bineînțeles, și timpul ne permite acest lucru, pentru că noi am mai avut discuții oarecum și neoficiale, neconvenționale, pe lângă aceste înregistrări și am discutat foarte mult despre Jalaluddin Rumi, cumva trecând așa prin toată cultura persană și prin toată istoria Imperiului Otoman. Jalaluddin Rumi, unul dintre cei mai cunoscuți maestri sufi ai tuturor timpurilor și extrem de îndrăgit, supranumit uneori și Sultanul Iubirii, o personalitate complexă, poet, jurist, cărturar al islamului, teolog și mistic, fondator al Ordinului Mevlevi, cunoscut și ca Ordinul Dervișilor Rotitori, și vom vorbi și despre toată simbolistica care există în acest dans sacru inițiatic al dervișilor rotitori, despre Sama, ritual complex care include cântul, dansul inițiatic, muzica și o sumă de alte practici interne, pentru că, așa cum spuneam și în alte rânduri, foarte important în opera lui Jalaluddin Rumi, vorbim despre întrepătrunderea acestor trei arte, să le spunem, sau formă de artă, de cultură, și anume poezia, dansul, iată, prin dansul dervișilor rotitori, și muzica. Domnule profesor. Sunt foarte puține personalități de o asemenea altitudine spirituală care să fie atât de prezentă timp de secole, și asta datorită faptului că este imposibil să vorbești de istoria Imperiului Otoman și să nu amintești de acest ordin al dervișilor rotitori, sau cum îi se spune, Tarika Maulawiya. De ce? Pentru că, fiind un stat islamic clasic, în sensul cel mai bun al cuvântului și cel mai deplin al cuvântului, istoria acestui ordin inițiatic s-a împletit cu istoria Imperiului Otoman. Majoritatea sultanilor au fost membri ai acestui ordin inițiatic. El a înflorit în principal cam în trei perioade. Prima dată este Mehmet I, sultanul Mehmet I, care era căsătorit cu o strănepoată a maestrului, a lui Rumi, și a finanțat ordinul. Sigur că era nevoie de o asemenea finanțare, pentru că ordinul, deși era evident recunoscut de sultan și de toată de oamenii cei mai importanți ai Imperiului Otoman, sigur că avea nevoie și de o anumită finanțare oficială. Nu intrăm în amănunte acum. Mai sunt încă doi sultani importanți care au contribuit la
dezvoltarea ordinului Mevlevi. Unul din ei este Mehmet al II-lea al Fatih, pe care îl cunoaște, Mehmet al II-lea cuceritorul, cel care a cucerit Constantinopolul, o figură extrem de importantă. Contemporanii lui spuneau, îl considerau cel mai bun cunoscător al teologiei creștine dintre cei care nu erau creștini. Mai mult decât atât, avea un cult pentru Maica Domnului. Se spune că avea asupra lui o icoană a Maicii Domnului, ceea ce sigur că nu putea fi comentat de cei din jurul lui, având în vedere poziția în care era, nu? Dar oricum se știa că acest fiu al unei roabe de harem, așa cum le alegeau sultanii, și care era creștină, deci provenea din mediul creștin, el a păstrat această imagine a mamei sale în forma Sfintei Fecioare. Acum, noi am mai spus, noi am mai vorbit despre faptul că în islam există o puternică, foarte puternică, mișcare mariologică, aș spune. Adică sunt ordine sufite care se numesc Marimia, adică sunt legate direct de Mariam, de Sfânta Fecioară. Și să reamintim că Sfânta Fecioară este singurul nume feminin din Coran și are o surată, surata numărul 19, care chiar așa se și numește, Mariam, și unde este prezentată, așa cum o știm și în creștinism, mamă și fecioară în același timp, puritate și toate celelalte. Un alt sultan care a contribuit foarte mult la dezvoltarea ordinului a fost sultanul Selim al II-lea, fiul sultanului Soliman Magnificul. Soliman Magnificul, vreau să spun că a fost un membru de vază, putem spune, al acestui ordin, pentru că nu era numai un membru, cum să spun eu, doar activ în ceea ce privește ritualurile inițiatice, dar era și recunoscut ca un, să spunem așa, un membru al ordinului cu capacități, cu o altitudine spirituală specială. De altfel, numele de supranumele de Magnificul nu și l-a acordat el și nici cancelaria lui. A fost un titlu recunoscut de toți regii Europei, ceea ce spune multe lucruri. În primul rând, faptul că cei care l-au numit Magnificul aveau și o legătură cu ordinele, cel puțin călugărești, din creștinism. Și atunci ei se recunoșteau unul pe celălalt, întâlnindu-se sau făcând schimb de scrisori, făcând schimb de trimiși și așa mai departe. Deci lumea, informația circula mult mai bine decât ne imaginăm noi astăzi. Deci Selim al II-lea este fiul lui Soliman Magnificul, este iarăși cel care a contribuit foarte mult la întărirea ordinului. În secolul XVIII, ordinul Mevlevi devine chiar o instituție de stat. Adică deja capătă un statut special în cadrul statului și al Imperiului Otoman. În 1925, Atatürk interzice, vine marea refacere a Turciei după desființarea sultanatului din Turcia. Abdulmecid, al doilea sultanul, care avea și funcție formală, e adevărat, de calif al lumii islamice, de calif al islamului, și ordinul este interzis pentru că știm care era și orientarea politică și orientarea chiar spirituală, aș spune. Poate lumea nu știe, dar Atatürk avea și un înalt grad masonic, în masonerie. Există în sensul ăsta o dovadă foarte clară la Muzeul Carnavalet din Paris. Este o pictură în care este reprezentat și el și are toate insemnele masonice. Nu o spun într-un sens imperativ, o spun pentru că este o legătură între atitudinea lui, care era una de modernizare a Turciei. Acum, n-aș putea să spun că
atitudinea lui a fost antispirituală cu totul. E greu de judecat astăzi o asemenea poziție politică, pentru că Turcia se afla într-o situație absolut disperată. Imperiul nu mai era decât o amintire vagă și nu foarte iubită de foarte mulți, și atunci se impunea o asemenea schimbare. Nu știu dacă atât de profund. N-am calitatea să judec lucrul ăsta. Cert este că, chiar dacă a fost interzis, el a funcționat fără întrerupere. A funcționat fără întrerupere. Când lucrurile s-au mai calmat, sigur că Ordinul Mevlevici a reluat oarecum poziția importantă pe care a avut-o în istoria Turciei. Cu atât mai mult, această revenire, chiar astăzi, în ziua de astăzi, nu? Marele maestru, care în momentul acesta este Faruk Handan Celebi, iar vedeți, poartă numele Celebi. Toți marii maestri ai Ordinului au purtat numele Celebi. Da? A participat și la numirea în funcție, adică, ca să spunem așa, ungerea președintelui actual al Turciei. Marele maestru al Ordinului vine în cadrul devletului, în ședința devletului a Parlamentului, acolo unde depune jurământul președintele Turciei. Deci a rămas activ, chiar dacă nu mai este, cum să spun eu, atât de vizibil rolul lui, dar el a rămas activ. Adică Turcia nu poate fi despărțită, de istoria Turciei nu poate fi despărțită de istoria Ordinului Mevlevi. Această tarica, pentru că așa se numește, ce este Tarikao? Tarikao este un ordin inițiatic. Cuvântul Tarika, care provine din limba arabă, are mai multe sensuri. Unul din sensuri este acela de practică spirituală, de cale care merge spre Dumnezeu. Tarik este cale, dacă vreți, potecă, drum și așa mai departe. Un alt sens este ansamblul riturilor care servesc disciplinelor spirituale. Ansamblul se numește tot Tarika. Și al treilea, în sfârșit, este, al treilea sens este cel al grupului inițiatic distinct, independent, legat legitim de originea muhammadiană, pentru că orice tarica, orice ordin inițiatic se leagă de tradiția profetică, se leagă de, inițial de profetul Muhammad. Nu? Prin unul din cei patru califi ortodoxi. După moartea lui Muhammad, la conducerea islamului s-au aflat primii patru califi, numiți în general califul Rashidun, adică califii ortodoxi, cei bine călăuziți, mai bine spus. Dintre care primul a fost Abu Bakr al-Siddiq, care n-a fost decât 2 ani, era și foarte bătrân de altfel. Al doilea calif Rashidun a fost Umar, cel care, de la care a și rămas Coranul în forma aproximativă pe care o avem noi astăzi. Vreau să spun, cu toate suratele reunite, toate capitolele 114 reunite. Până atunci circula, ca să spunem așa, pe materiale separate. În fine, el l-a reunit. Al treilea calif a fost Uthman și al patrulea calif, ginerele profetului Muhammad și vărul lui, pentru că era căsătorit cu fata profetului Muhammad, cu Fatima, de unde vine familia fatimiților în istorie. Așa? Prin el, el a fost considerat întotdeauna prințul arcanelor. El a fost considerat întotdeauna cel care a distribuit, să zicem așa, influența și realitatea muhammadiană din punct de vedere inițiatic în toate ordine. Toate ordinele inițiatice ajung la profetul Muhammad prin califul Ali. Bun. Acum, deci, o tarica este acest grup. Acest grup fondat din punct de vedere spiritual de Celaluddin din Rumi, numit și Maulana Hodavengadar, sau Mevlana pe scurt, în turcă, care este domnul nostru, îndrumătorul nostru, nu? Ordinul n-a început, practic, nu și-a început viața activă de din momentul acela în care l-a fondat Celaluddin Rumi. El a fost organizat, pentru că trebuia organizat, și a fost organizat de fiul lui, de Sultanul Waled,
El a avut doi fii, sultanul Aled și încă un băiat, Alauddin Celebi. În momentul în care ordinul a început să funcționeze, el s-a impus. S-a impus foarte repede. De ce? Pentru că învățătura lui Jalaluddin Rumi s-a răspândit uluitor de repede din timpul vieții lui. Și asta pentru că odată întâlnirea lui cu Shamsuddin, cu soarele din Tebriz, care a fost o întâlnire colosală pentru Jalaluddin și foarte importantă pentru ordinul dervișilor rotitori, în sensul că a fundamentat esențial, structural, practica spirituală prin deschiderea pe care a produs-o asupra lui Jalaluddin Rumi. Întâlnirea e foarte interesantă, este povestită și de Fariduddin Attar în Memorialul Sfinților sau maestrilor spirituali. Se spune că Shamsuddin a intrat în cameră brusc unde se afla Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi era înconjurat de cărți. Și Shamsuddin l-a întrebat ce sunt astea. El a înțeles sensul întrebării și a spus, nu știu. Dintr-o dată cărțile au luat foc și au ars. Și atunci, foarte mirat, Jalaluddin l-a întrebat pe Shamsuddin. Asta ce a fost? La care răspunsul a fost similar. Nu știu. Toată povestea asta vrea să arate, printre altele, sigur, un adevăr care este fundamental în inițiere. Toate cărțile din lume nu pot suplini o inițiere reală care nu se poate face decât de la maestru la discipol în mod direct. Nu se face nici indirect, nici prin scris, nici oricum altceva, oricum altfel. Pe lângă aceasta, mai este un lucru de spus. Întotdeauna, inițierea trebuie să aibă un lanț inițiatic, ceea ce eu am spus că toate ordinele inițiatice merg până la profet. Sigur că pe parcurs această știință inițiatică, această cunoaștere excepțională și sub patronajul direct, să spunem așa, înțelepciunii lui Dumnezeu, pe parcurs apar maestrii care adaptează știința spirituală la mersul exact al comunității. Pentru că se schimbă de la o perioadă la alta comunitatea. Și atunci se face o adaptare într-un cadru absolut, adică într-un cadru, din punct de vedere esențial al doctrinei, același întotdeauna. Dar forma este nevoie să fie adaptată cu noua situație. Cum spuneam, după dispariția lui Shamsuddin, Jalaluddin Rumi s-a închis timp de 40 de zile, a făcut hanka, s-a închis în celula de meditație cu Shamsuddin. Și această colecție de aproape 1000 de poezii, de poeme, pe care le-a închinat lui Shamsuddin, ne dau o perspectivă năucitoare. Adică e greu să-ți imaginezi că un maestru ca Jalaluddin, care în momentul contactului direct cu Shamsuddin nu era chiar un novice, nu era un începător, era un șef de școală, să spunem astăzi, nu? Era un director de conștiință deja, avea un statut și inițiatic important, îl numește Soarele Credinței. De altfel, numele lui chiar așa se și traduce. Shamsuddin înseamnă Soarele Credinței, Soarele Religiei, mai bine spus. Așa îl numește, Soare al Credinței. Ca cel care i-a deschis realmente inima și l-a pus în contact cu Dumnezeu. Este uriașă imaginea aceasta creată, mă rog, în care ni se prezintă, ni îl prezintă pe Shamsuddin, Jalaluddin Rumi. El dispare după un timp, Shamsuddin. Nu se știe. Se pare că una din variante este că discipolii lui Jalaluddin Rumi erau geloși pe tema asta a geloziei între inițiație foarte veche. Să știți, de când e inițierea? De fapt e de când lumea, dar în inițiere este de când.
și se pare că ei l-au asasinat. Pentru că Jalaluddin se izola continuu cu el, pentru că era un interes real, adică deja era într-o coloană vie, puternică, spirituală, și probabil că erau multe de construit în interiorul lui. Și pentru asta stătea. Și se pare că discipolii au contribuit la această dispariție a lui Shamsuddin, dar la foarte scurt timp l-a întâlnit pe Salah ad-Din Zarqub, care era un aurar, da, sigur, un maestru recunoscut și care a fost al doilea lui maestru, aș spune eu, nu din punct de vedere teoretic, ci al practicii spirituale. Deci este un lucru extrem de important. Cititorii, editorii Herald au la dispoziție colecția Filosofia Perennis, unde găsesc cel puțin două cărți ale lui René Guénon, Însemnarea asupra inițierii și inițierii și realizarea spirituală, sunt două cărți de Guénon care explică tot ce trebuie explicat, făcând, bineînțeles, abstracție de ceea ce nu se poate explica și nici se poate exprima, și asta deja știm, nu? Deci se pot lămuri foarte bine de acolo ce înseamnă inițierea, pentru că nu avem timp, nu avem cum să explicăm acum. Eu am spus care sunt condițiile. Deci, maestrul spiritual prin excelență, la el, este Shamsuddin, urmat de acest Salah ad-Din Zarqub. Ei sunt. Lanțul inițiatic este lanțul inițiatic care pornește, cum spunea, de la profetul Muhammad, iar el, din inițiat, devine inițiabil față de un maestru mai mare decât el, cum este Shamsuddin. Acum, care sunt caracteristicile acestui ordin, Mevlevi? Să enumerăm câteva din ele, ca să știm prin ce se caracterizează. Rugăciunile cu precădere în timpul nopții. N-avem timp să detaliem. Lucrul este excepțional. Este excepțional. De ce? Pentru că există foarte multe formulări sapiențiale, hadituri, care se referă la a treia parte din noapte în care se deschide cerul și cel care se roagă, cel care îl invocă pe Allah, este oarecum într-o legătură directă. Chiar o spune, există un hadith important care o spune, cine îmi cere ceva în cea de-a treia parte a nopții, eu îi voi da, cu siguranță. O altă caracteristică, în timpul nopții nu se vorbește, deci numai după răsăritul soarelui, vorbesc între ei membrii ordinului. Apoi, sunt rugăciuni speciale care se fac între ora de rugăciune de maghrib, așa numită, adică de după amiază, de după amiază spre seară, momentul în care începe să sfințească, să apună soarele, și până la rugăciunea de noapte. Sunt niște rugăciuni speciale, rugăciunea care se aproape de miezul nopții. Pentru neofiți, pentru cei care intră în ordin, dar și pentru o anumită categorie dintre membrii ordinului, există retragerea de 1001 de zile și nopți. Atenție la formular. Deci, halimaua, poveștile, ciclul de povești 1001 de nopți, au un sens inițiatic. Nu sunt povestiri așa ca să distrăm copiii. Nu, ele sunt. Până și limbajul e foarte pretențios acolo, pentru că, de exemplu, în prima traducere a acestui 1001 de nopți, făcută de un francez, Mardrus, limbajul e șocant. Adică uneori pare foarte vulgar. Dar sigur că aici este vorba de, cum să spun, de un sens secund al limbajului. După aceea, o altă caracteristică. E vorba de ucenicia care are loc timp de 3 ani. Este o ucenicie foarte lungă și sigur că ea corespunde și cu cele 1001 de zile și nopți. O altă caracteristică. Masa, alimentația, e legată de o condiție specială, și anume masa trebuie să fie frugală. Deci trebuie să fie
compusă din alimente puține și foarte simple și întotdeauna se mănâncă pe o piele fără cusături. Se interzice cerșitul și este obligatorie munca. Bine, asta este o caracteristică a întregului islam, nu este numai pentru, pentru ordinul Mevlevi. Și încă o caracteristică, o postire sistematică. Există trei principii de viață ale ordinului Mevlevi. Una, odihna se află în oboseală. A doua, al doilea principiu, comoara se află în durere. Și al treilea, bucuria nu avem decât în căutare. Sunt trei principii care se exprimă într-un mod cât se poate zice de simplu până la urmă, dar cu siguranță că dau o imagine, aș spune eu mai curând, ascetică decât una, ca să spun, obișnuită față de alte ordine inițiatice. Acum, sigur că ceea ce atrage în general atenția asupra acestui ordin este ceremonia a ajuns ceremonie, el este de fapt un ritual, și anume ceea ce ați amintit și dumneavoastră, e vorba de Sama. Acum, sigur, Sama nu este privită cu aceeași deschidere de toate ordinele inițiatice. Și asta pentru că sunt voci care contestă utilitatea ei, aducând în principal argumentul că mișcarea, muzica, forma poetică poate să distragă de la concentrare, de la contemplare. Dar să vedem ce spune chiar Jalaluddin despre Sama. Și în Divan Shamsi Tebri spune așa: Sama este pentru sufletele tulburate. Altfel spus, acum nu este momentul să așteptăm, să nu rămâi aici cufundat în gânduri. Mergi, dacă ai curaj, acolo unde se află prietenul. Sufletul tău este teaca sabiei islamului, Zulficar. Lovește cu spada ta, pătrunde și ia în stăpânire, iată, împărăția iubirii. Și mai spune în următorul poem: Sama este pace pentru sufletul celor vii. Acela care cunoaște, acela dobândește pacea sufletului. Fii prezent la Sama. Acolo are loc o cununie, nu o moarte, un loc al tânguirii. Acela care nu cunoaște propria esență, acela pentru ai cărui ochi este ascunsă această frumusețe, asemenea lunii. Este străină de Sama și de cântarea ei. Sama este făcută pentru unirea cu mult iubitul, pentru cei care au fața îndreptată spre Mecca, pentru ei această Sama a celor două luni este pentru cei care se rotesc și au în ei Kaaba. Și acum sigur că despre ce rotire este vorba. Ordinul, cum știm foarte bine, se numește Ordinul Dervișilor Rotitori. Acum sigur că el atrage atenția în primul rând prin această mișcare de rotire, care este dublă. Este o mișcare în jurul axei proprii și există și o mișcare, am spune, de revoluție pe suprafața spațiului în care are loc ritualul respectiv. Despre muzică, Jalaluddin spune așa: muzica are o taină pe care dacă aș destăinui-o, lumea s-ar spulbera. Ce vrea să spună prin asta? Muzica nu este o simplă alcătuire de sunete și nu este o, mă refer la muzica sacră, bineînțeles, și nu numai la muzica sacră la urma urmei. Muzica este o artă cu totul specială. Este, cred că pot să o spun, singura artă care atunci când încetează ca act, nu rămâne nimic material. Rămâne, în schimb, o construcție interioară care, cu siguranță, că te poate apropia de Dumnezeu mult mai repede decât ar face-o într-un alt mod. Aici intervin multe lucruri, aș aminti numai un singur aspect.
Întotdeauna când vorbim de muzică sacră, cred că e bine să facem asocierea cu ceea ce se numește vibrația primordială, sunetul șabda în spiritualitatea hindusă. Pentru că, în fond, totul este un vortex universal, totul este un vârtej vibratoriu. Și o să vedem imediat că asta rezultă chiar din dansul dervișilor rotitori. Care este rostul acestui dans? În primul rând, rostul acestui ritual este acela de a reduce spațiul la punct și de a reduce timpul la clipă. Pentru că totul se esențializează și atunci se dă posibilitatea unei trăiri a instantaneității, adică unei trăiri a eternului prezent. Dervișii vin în spațiul în care se desfășoară ritualul, îmbrăcați în cinci veșminte, în cinci părți ale veșmântului, cinci piese, dintre care unul este cu siguranță poate mai important decât toate celelalte și am să vedeți de ce. Și asta pentru că el reprezintă într-un fel, este un simbol pentru ceea ce se petrece cu acest derviș care procedează astfel la apropierea spirituală de desăvârșire și prin asta la apropierea de Dumnezeu. Și mă refer la fesul înalt sau acel turban înalt, da? Care reprezintă piatra tombală. El se numește Sika. Prin urmare, este un dans, aș spune eu de acum, este un dans al vieții și al morții. Și de ce vă spun asta? Pentru că există în inițiere și în practica inițiatică, pentru inițiat există trei nașteri și trei morți. Prima moarte este cea când moare din stațiunea prenatală, de înainte de a se naște, și urmează o naștere, naștere în lumea aceasta. A doua moarte, care deja devine una inițiatică, este moartea pentru lumea aceasta și moartea în lumea aceasta și nașterea în lumea spirituală. Și corespunde aceasta, a doua moarte și a doua naștere, corespunde cu ceea ce se știe la greci, în practica religioasă, spirituală a vechilor greci, în micile mistere, adică în dezvoltarea totală, plenară a individualității umane, să-i spunem, a personalității umane, în așa fel încât individul depășește lumea supunând-o. În felul ăsta se naște în lumea spirituală, lumea spirituală care este deasupra, este superioară lumii materiale în care el a trăit. Și urmează o a treia moarte și de acolo, prin practicarea, spune din nou eu, prin marile mistere, părăsirea oricărui fel, oricărui fel de lume, oricărui fel de modalitate, de realitate formală sau transformală, dincolo de ea, moare și de aici și se naște, dacă vreți, a treia oară, se naște în reintegrându-se în principiu, reintegrându-se la Dumnezeu sau aflându-se deja, e o discuție foarte amplă aici, pentru că nu este vorba de identificarea lui cu Dumnezeu, așa ceva nu se întâmplă, pentru că nu sunt două lucruri care se unesc într-unul. Aici este o revenire, de fapt, a unei posibilități care s-a manifestat în lume și s-a reîntors la Creator, lucru pe care l-ați spus și dumneavoastră. Prin urmare, sunt trei nașteri și trei morți, de asta câteodată am spus că e vorba toată viața noastră de o cascadă de morți și de învieri. Mai jos de fesul înalt, de Sika, este un mantou negru care reprezintă mormântul și care se numește Hirka. Această Hirka este de altfel și insemnul prin care cineva se recunoaște că este, că face parte dintr-un ordin inițiatic și că a primit inițierea, adică a primit influența spirituală pe care a transmis-o maestrul spiritual.
Pe sub acest manton negru are o jiletcă de stegul, iar sub jiletcă se află un vestment alb, care în partea de jos seamănă cu o rochie, o fustă, cum vreți să-i spuneți. Acest vestment, care se numește tanura sau tenure, reprezintă lințoliu, adică este pânza, bucata de pânză cu care este înfășurat mortul. Atunci când este pus în groapă, întotdeauna știm, în groapă, cu îndreptat cu fața spre Meca. Un soi de giulgiu, nu? Un soi de giulgiu, sigur că da, e un giulgiu. Spuneam un lințoliu. E interesant numele, că se numește tanura sau tenur, tenure. De ce spun asta? Pentru că tanur înseamnă în arabă cuptor. Ori asta ne duce cu mintea la atanorul alchimic, nu? Deci acolo în el se petrece, în interiorul acestui lințoliu, se petrece întreaga opera alchimică, am spune noi, nu? Sau opera spirituală de desăvârșire. Un alt element este centura, Alif Namad, care de fapt reprezintă linia, orizontul care desparte cerul de pământ, partea de jos de partea de sus. Împreună cu dansatorii este și șaihul sau cel care conduce ritualul respectiv. Șaihul este îmbrăcat ca și dansatorii, însă are turbanul înfășurat cu o șarfă neagră, care este un însemn al demnității spirituale pe care o ocupă. Acum, ei se așează în spațiul respectiv al ritualului, se așează oarecum în formă de cruce. Ne imaginăm o cruce, în partea de sus a crucii se află covorul roșu. Acest covor roșu pe care stă șaihul și care reprezintă esența divină, prezența. El îl reprezintă de fapt și pe Maulana. Nu? Îl reprezintă polul spiritual în acest ritual. În el se întâlnesc, în Shaih se întâlnesc eternul și contingentul. Pentru că el este sub directa influență a lui Dumnezeu. La început, Shaihul stă în fața covorașului roșu. Covorașul este covorașul de rugăciune, care reprezintă, de fapt, să spunem așa, un apus de soare. Apoi se așează pe covoraș, iar la sfârșit el se va scula și va dansa împreună cu toți dervișii. O să vedem că se va așeza chiar în mijloc, pentru că el este axul, în acel moment el este axul universului. Și prin el sunt strânse toate energiile individuale și se poate asigura ascensiune. Ritualul are câteva momente. Începe cu rugăciunile pentru profet, care se fac fără instrument. Știm că aici sunt permise două instrumente. Unul este neiu, adică un fel de fluier, de caval. De altfel și caval vine tot din limba turcă. Care este practic instrumentul prin care suflul divin coboară în participanții la ritual. Urmează după aceea instrumentistul improvizează un taksim. Taksimul este o cântare monodică care are patru părți, nu avem timp să intrăm în analiza primei părți muzicale, da? Este o cântare monodică care face introducerea în ritualul propriu-zis. Taksim? Taksim se numește. Cu capa la mijloc. Cum? Cu capa la mijloc. Cu capa. Nu, cu Q. Da, cu Q. Bine, acum depinde cum îl scrim. Tot ca este să nu încurcăm. Nu, mă gândeam, din ce mi-aduc eu aminte, sper să spun corect, să nu fac vreo gafă. Taksim
Era o zonă, să-i spunem, sau un soi de cartier din Istanbul. E un cartier în Istanbul, Taksim. E un cartier, așa, exact. Sigur că da. E interesant că prima parte, introducerea, se numește Zaman. Or, Zaman este în legătură cu timpul. Deci, prin urmare, această instrumentistul, prima dată, când improvizează, acesta este o improvizație, acest Taksim, adică nu cânta de fiecare dată la fel, depinde și de starea lui. Bine, probabil că, practic, nu peste tot avem un instrumentist atât de inspirat, să zic, nu? Dar el stabilește, fixează clipa, fixează momentul. După aceea, când el termină, șeihul lovește cu palmele pământul, podeaua, da? Și dervișii și se ridică împreună cu el. Următorul moment este tot o piesă muzicală care se numește Peshrev și care este o compoziție muzicală mai amplă și unde participă instrumentele și toți cei care sunt de față. E vorba de trei tururi care se fac. E vorba de aceste tururi, cum spuneam, fiecare derviș se învârte în jurul axei proprii, adică în jurul inimii, unde se află axul universului și centrul lui, nu? În jurul centrului lui, dar și în spațiu. Face și mișcare de revoluție, am spune noi. Nu? Și sunt trei asemenea tururi complete, pentru că reprezintă trei momente de ascensiune. Primul tur pe care îl face această horă, haideți să o numim o horă de derviș, da? Pentru că ei sunt, este până la urmă un cerc, nu? Ei se mișcă într-un cerc. Primul asemenea tur reprezintă Sharia, adică primul nivel pe care se află un credincios. Sharia înseamnă legea. Legea sacră, prescrierea, prescripțiile toate care sunt, în fine. Deci, calea largă, am spune noi. Al doilea tur pe care îl fac reprezintă tarica, adică reprezintă toată această acțiune de practică spirituală pentru desăvârșire și pentru căpătarea unei altitudini spirituale fixată în așa numitele stațiuni sau macamat. Al treilea tur, care este turul cel mai important și care reprezintă hakika, adică reprezintă momentul de adevăr, este momentul maxim de atingere, da, a stațiunii celei mai înalte pe care fiecare din ei, deși toți dansează odată, nu se rotesc odată, fiecare din ei ajunge pe o stațiune care este proprie, adică acolo unde el poate să ajungă prin calitatea și prin calificarea spirituală pe care o are. Unul din momentele importante iarăși este momentul în care mantoul, foarte repede, mantaua aceasta neagră pe care o are pe deasupra, este dată la o parte, este lăsată jos și ei rămân în lințoliu. Este o moarte și o primă înviere în dansul respectiv. Este o moarte pentru că el rămâne în lințoliu. El a murit în momentul ăsta și rotația în jurul lui și în jurul spațiului, pe cele trei tururi, este o ascensiune continuă. Această lepădare a mantoului reprezintă, pe de o parte, reprezintă, cum să spun, situarea participantului la nivelul acesta al unui mort care se pregătește de înviere, dar în același timp mantoul negru reprezintă și lumea aceasta de care el s-a desprins, s-a separat. Și atunci, dintr-o dată, din acel negru pe care îl vedem noi, apare alb, apare luminos, pentru că odată cu această prima moarte, primește și lumina de sus. Luminarea sau iluminarea, da, care vine de sus, provine, de fapt, este vehiculată
nu? De suflu divin, de suflu divin ca, pe care noi îl auzim în forma cântecului de nei. Un alt moment important este salutul șeihului. Adică fiecare dansator trece prin dreptul șeihului, îi sărută mâna, iar șeihul îi sărută fesul înalt. Sica. Este important să spunem că în timpul dansului, în timp ce se rotesc, poziția mâinilor este una specială. Mâna dreaptă se îndreaptă spre cer, pentru că ea reprezintă cerul. Mâna stângă se îndreaptă spre pământ. Gestul acesta este gestul androginului. Este gestul androginului primordial, în care el devine mijlocitor între cer și pământ. De altfel, omul, dacă ne aducem aminte, în tradiția chineză vorbeam de tientigen, adică omul între cer și pământ sau omul care este un rezultat al acțiunii non-acționale, doar prin simplă prezență a cerului asupra pământului. Și în felul ăsta apare omul. Omul rămâne termenul mediu între cer și pământ. Uitați, și în poziția mâinilor sau în poziția, în gesturile pe care le face dervișul rotitor, avem aceeași imagine, delegarea cerului de pământ. Mai seamănă cu ceva această poziție a mâinilor, pentru cine cunoaște alfabetul arab, sigur, este o poziție de alif, alif, lam. Adică este o poziție tripartită, în sensul că cele două mâini formează două direcții principale, iar axul este al treilea, este ca un alif, da? Ca un A, litera A, care este începutul, că el începe și cuvântul Allah și așa mai departe. Deci are un, are un, un simbolism extrem, extrem de elevat. No. Mai este important de spus că această așezare a dansatorilor, pornind de la șeih, care se află, cum spuneam, în formă de cruce, toată așezarea aceasta este într-o, în partea superioară, aș spune eu, al crucii. Pe partea dreaptă și pe partea stângă sunt două arce de cer formate din derviși și mai există un grup de derviși în partea opusă maestrului, care reprezintă, de fapt, sufletul omului, interiorul omului care urmează să să treacă prin fațele pe care le-am amintit și mai mult decât atât, să poată să ajungă la stadiul final de unire cu Dumnezeu pentru, sau cu mult iubitul, nu? Cum se spune. Bun. Acum, cele două părți, cele două arce de cerc sunt de fapt calea ascendentă și calea descendentă. Trebuie spus un lucru interesant. Mișcarea aceasta de revoluție în cerc a dervișilor se face într-un sens polar, nu într-unul solar. Există două feluri de circumambulațiune. Există o circumambulațiune solară, care se face în sensul acelor de ceasornic, și una polară, care se face în sensul invers acelor de ceasornic. Și pentru cine este practicant și merge la biserică, la biserică se observe că mișcarea preotului în biserică, atunci când este cu Sfintele Daruri, da, și vine în mijlocul bisericii, este o mișcare oarecum circulară, dar polară și nu solară, în sensul acelor de ceasornic. Mai mult decât atât, când se înconjoară biserica, are rostul ei precizarea. De trei ori, când parcă. Se înconjoară biserica în Vinerea Mare, da? Dar ea se înconjoară și la adormirea Maicii Domnului. Da? Înconjurarea aceasta a bisericii se face tot în sens polar, în sens invers al acelor de ceasornic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că polul care conduce ritualul, nu? Polul care conduce ritualul este cel care călăuzește spre calea zeilor
Adică este o cale care duce spre centru în care se află, centrul suprem în care se află prezența lui Dumnezeu. Ăsta este sensul mișcării polare. Mișcarea solară este una, să-i spunem, cosmogonică. Cealaltă este una divină, mișcarea polară. De aceea se numește mișcare polară. Deci spuneam că la un moment dat, șeihul, după ce se scoală după covorul roșu, vine și dansează în mijlocul spațiului de dans. Este aceeași imagine ca soarelui înconjurat de sferele planetare. Ce vedem noi în acest moment maxim de trăire a ritualului este, de fapt, universul în mișcarea lui armonică. Adică este armonia universală într-o formă care este specifică din punct de vedere conceptual, și anume ceea ce spuneam mai devreme, de vortex universal. Totul este o vibrație. Această vibrație este vibrația cuvântului, cuvântul știm și din fizică că este o vibrație, vibrația aerului, nu? Sunetul. Este cea care instituie lumea, cea care o creează și tot prin ea se face și revenirea la principiu. Nu? Relația între șaih și între șeih și participați și derviși este una între unitatea principiului, pentru că spuneam mai devreme că el reprezintă polul suprem, el reprezintă, până la urmă, reprezintă pe Dumnezeu. Este locotenentul direct în ritualul respectiv al lui Dumnezeu. Nu? Este cel care încarnează, figurează pentru participant prezența divină. Nu? Domnule profesor, da. Aș vrea să vă cer cumva și permisiunea și, hai să-i spunem, un soi de promisiune, dat fiind faptul că nu mai avem timp, să încercăm să mai facem un episod. Sigur, să mai facem un episod despre rumii, despre lucruri pe care ni le puteți spune, despre Ordinul Dervișilor Rotitori și de asemenea să ne și recitați câteva versuri pe care știu că le-ați pregătit. De aceea încerc cumva și în fața cititorilor noștri să vă smulg această promisiune de a mai face un material cât mai curând posibil, ca să le transmitem toate aceste învățături. Sigur că da. Sigur că da. Vreau să mai spun un singur lucru, că partea centrală și finală a acestui ritual este un zikr, este o invocație care este fixată pe numele cel mai important al lui Dumnezeu, și anume pe Hu. Hu este pronumele personal, persoana a treia, El. Această invocație, acest mod de al practicii spirituale este incantatoriu în principiu, aici are o cu totul altă intensitate, fiind vorba de un ritual. Acest ritual se numește în mod normal Hadra. Hadra înseamnă prezența lui Dumnezeu, de la Hudur, care este prezența lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce se face, se face în prezența lui Dumnezeu. Prin acest zică, prin această invocație repetată prin Hu, care este numele, cum spuneam, cel mai important al lui Dumnezeu, nu? Și numele prin excelență inițiatic, nu? Se asigură fixarea stațiunilor prin care au trecut și fiecare, cum spuneam, fiecare derviș a ajuns pe stațiunea pe care, sigur, o poate accesa, evident, în funcție de calitatea lui interioară. Vreau să fac precizarea asta pentru că, de altfel, tot ritualul se întrerupe brusc, ca și înregistrarea noastră. Tot ritualul se întrerupe brusc pentru că nu mai e nimic de spus.
Este foarte interesant lucrul ăsta. Nu știu, nu mai știu dacă în realitate lucrurile se mai întâmplă așa, acolo unde mai apare, dar sunt sigur că ceea ce văd turiștii noștri când ajung în Turcia, sigur că nu e chiar un ritual. E și firesc să fie așa, că are un caracter oarecum așa, evident, marketing evident. Și comercial. Da. Pentru, în primul rând, pentru că este o regulă pe care vreau să o enunț și să nu se supere cei care merg să vadă, să n-aibă impresia că chiar dacă este numai un ceremonial, e numai o ceremonie și nu este un ritual, nu este făcut cu seriozitate. Dar o să lipsească o parte din ce am spus eu, pentru că este un principiu de accesibilitate la ritual. La un ritual inițiatic nu au voie să participe cei care nu sunt, nu care nu sunt inițiați, care nu sunt practicanți ai religiei respective. Exact, exact. Adică exact. Dacă musulmanii se roagă într-o geamie sau se roagă undeva, poate să vină un creștin, are voie să vină. Bun, ce se întâmplă în realitate se poate să fie altceva. Eu vă spun cum sună exact canonul. Deci șeriatul are voie să participe, dar la un ritual inițiatic n-are voie să participe sau să fie de față, să fie de față decât un musulman în cazul nostru. Pentru că aici vorbim de un caracter. Aici vorbim de un caracter sacru. Absolut. Și poate din, de fapt, cu siguranță din acest motiv, e ca și cum niște turiști ar veni la noi, să spunem, și li s-ar prezenta în cadrul unui, să spunem, infotrip, li s-ar prezenta o doină. Toate bune și frumoase. Dar ce s-ar spune? Dar ce am putea să spunem dacă atunci când este Sfânta Liturghie, exact, vine un grup de japonezi, de exemplu, și încep să filmeze sau să fotografieze. Exact, exact, exact. Deci nu se poate. E clar. Sau dansul, apropo de dansul dervișilor titori, sau dansul călușarilor, care iarăși are niște semnificații și o simbolistică este extraordinară. Un dans inițiatic. Este un dans călușul inițiatic. Este un dans inițiatic. Cei care vin din afară și văd, bun, ce frumos sunt îmbrăcați, dar cu bețele alea, ce frumos joacă și cum dau din picioare. Wow, este magnific pentru de afară. Dar ce se ascunde în spatele acelui dans, am să vă spun ceva. Știu sigur, și când știu sigur, cred că vă dați seama la ce mă refer. Știu sigur un lucru, că atunci când se joacă călușul sau dansul călușarilor, dacă sunt oameni care se uită și care de obicei cam așa se întâmplă, se duc în sate și joacă, nu sunt toate elementele. Ei au un joc al călușului pe care îl fac ei între ei, membrii acestui ordin, acestui grup, unde nu asistă nimeni, numai între ei îl țin. Deci, da. Iarăși, vedeți că se păsează. Dar e frumoasă imaginea aceasta a dervișilor rotitori, pentru că știți ce se întâmplă? Întotdeauna m-am gândit la hora țărănească cu fluierașul în mijloc. Exact. Este extraordinar. Este extraordinar. Și arată și această, cum să spun, varietate de manifestare până la urmă a spiritualității umane. Pentru că aici nu mai e vorba nici de Dumnezeu n-a făcut popoare și Dumnezeu n-a făcut țări. L-a creat numai pe om. Exact. Așa că sigur că e ceva comun întotdeauna între noi. Dragii noștri, încheiem cumva cu ideea aceasta a dansului sacru, a muzicii sacre, a poeziei. Iată, am vorbit astăzi despre Rumi, Oceanul Sufletului, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, consilier editorial la editura Herald și care se ocupă de această colecție frumoasă, Înțelepciunea Inimii. Am încercat să-i smulgem o promisiune de a continua cu alt episod despre semnificația acestui dans inițiatic sacru, dansul dervișilor rotitori, despre opera lui Rumi și, bineînțeles, să ne și recite câteva poeme pe care domnia sa le-a selectat pentru noi, pentru dumneavoastră. Ne dăm întâlnire așadar la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!